Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântat și preamărit să fie numele Tău. Cu mulțumire venim înaintea Ta și în acest început de sabat, care Tu l-ai binecuvântat și l-ai sfințit pentru noi. Îți mulțumim, Tată, pentru Duhul Tău cel Sfânt care îl vei trimite peste noi și ca să putem înțelege cuvântul Tău, să putem înțelege mesajul și pentru fratele care va fi slujitorul Tău și pentru înțelepciunea care cerem de la tine să i-o dai, ca să fie un subiect de înțeles și un subiect care să putem prezenta și noi altora din cuvântul tău. Rămâi cu noi, mulțumim pentru că ne asculți și ne răspunzi cu da această rugăciune. În numele lui Iisus m-a rugat și voia ta să se facă. Amin. 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 Vă salut din nou cu pacea Domnului și vă spun bun venit la un nou studiu în această seară de sabat. Am numit acest subiect sau acest studiu pentru seara aceasta Străjerii de pe zidurile Adventismului. Probabil știți, dacă ați studiat istoria, în vechime, atunci când pericolele au fost mai mari, orașele nu erau ca astăzi, ci erau un fel de cetății înconjurate de ziduri, pentru că era pericol de atac din partea unor triburi vrăjmașe și fiecare cetate, deci avea ziduri, și aveau niște turnuri înalte ca să fie bine vizibil în afara cetății și erau aleși oamenii special, deci nu orice om putea să fie, ca niște străjeri. Acești străjeri aveau o însărcinare destul de importantă, adică ei trebuia să fie treji ziua și noaptea și să fie foarte atenți la tot ce se întâmplă în afara cetății. Dacă observau niște mișcări dubioase, trebuia să strige pentru că cetățenii din oraș și soldați, bineînțeles, să se pregătească pentru apărare. De asemenea, Dumnezeu a poruncit poporului său Israel, atunci când a ocupat Canaanul, în fiecare cetate, de asemenea, să aibă străjer, pentru că și Israel a fost în pericol de a fi atacat de tot felul de popoare care doreau să cucerească acest teren, acest stat, Israel. Citim în Isaia 62 cu 6, un exemplu unde Dumnezeu vorbește despre aceste străjerii. Iată ce zice acolo. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjerii, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu păstrați tacere. Deci este porunca Domnului să fie pe fiecare cetate și în cazul acesta, în acest verset, Ierusalimul, să fie niște străjerii. Pe zidurile Ierusalimului erau niște străjerii. Dacă își îndeplineau datoria cu credincioșie și observau la timp apropierea vrăjmașilor, viața celor care erau în cetate era salvată. Dar dacă, de exemplu, un străjer adormea și vrăjmașii reușeau să atace cetatea, se întâmpla să moară mai multe persoane. Iată ce spune în Ezechiel, capitolul 33, cu 6. Deci, ce se întâmplă atunci când un străjer nu este credincios și nu sună din trâmbiță, adică nu avertizează că se apropie vrăjmașul? Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va rapi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegirii lui. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.
Sigur că aici avem și o aplicație spirituală, pentru că așa cum Dumnezeu a pus străjer în Ierusalim ca să avertizeze dacă se apropia vrăjmașii, de asemenea, el avea și străjerii care trebuia să vegheze și starea spirituală a poporului. Și bineînțeles, dacă cineva care făcea păcat, dacă nu era avertizat de aceste străjerii, el muria pentru păcatele lui. Dar sângele lui era pe mâna străjerului. Acum vreau să citesc un citat din Spiritul Profetic. Este din 1907, manuscript 125. În viziunile din timpul nopții, se făcea că vorbeam cu mare seriozitate în fața unei adunări de oameni. O grea povară era asupra sufletului meu. Prezentăm în fața celor adunați mesajul profetului Ezechiel cu privire la îndatoririle străjerilor Domnului. Și ea citează în continuare Ezechiel, capitolul 33, de la 1 la 11. Mai devreme am citit tot din acest capitol, versetul 6. Deci, Dumnezeu a inspirat-o pe sora White într-o viziune și deci ea a văzut de fapt cum prezintă în fața celor adunați ai bisericii care sunt îndatoririle străjerilor Domnului. Deci așa cum am spus, în vechime, fiecare cetate avea străjerii care trebuia să vegheze și să avertizeze cetatea dacă se apropia un alt popor, niște vrăjmași care vreau să cucerească cetatea. Dar acum când sora White, în viziune, vede și amintește aici aceste versete din Ezechiel, este clar că nu se referă la un pericol fizic, ci la un pericol spiritual. Pentru că astăzi, lupta noastră, așa cum spune în Efeseni, capitolul 6, cu 12, noi nu mai avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi nu avem de luptat cu vrăjmași fizici în sensul de vine ceva cu sabia. Dar lupta noastră este cu sau împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci Dumnezeu astăzi a pus niște străjerii în poporul său, în biserica sa, care trebuie să avertizeze atunci când se apropie nu un vrăjmaș, adică carne și sânge, nu niște vrăjmași în sens de soldați, ci atunci când vine un pericol spiritual, atunci când observă că satana lucrează fie din afara, fie dinăuntru, ca să distrugă, ca să nimicească pe cei din biserică. Și acești străjerii au același datorie să avertizeze poporul. Cine sunt străjerii Domnului? Citesc în Cartea Slujitorii Evangheliei, la pagina 15. Slujitorii Domnului Hristos sunt pazitorii spirituali ai poporului care le-a fost încredințat spre îngrijire. Lucrarea lor a fost asemănată cu aceea a unor străjerii. Deci, iată, biserica are niște oameni aleși în mod special ca să slujească bisericii, slujitorii Domnului. Ei sunt păzitorii spirituali ai poporului care le-a fost încredințat spre îngrijire. Și așa cum în vechime erau străjerii pe zidurile Ierusalimului, astăzi biserica are străjerii pe zidurile adventismului, pe zidurile bisericii. Aceștia sunt păzitorii spirituali, aleși în mod special și poporul i-a fost încredințat spre îngrijire. Aici vorbim despre pastorii, despre prezbiterii, despre oamenii care au o slujbă în biserică. Deci nu sunt doar niște oameni care trebuie să, nu știu, să predice, ci sunt oamenii care în mod special sunt puși ca niște păzitori spirituali ai poporului. Citesc un alt citat. Mărturii 1:4,
Pagina 402. Acești străjerii reprezintă slujitorii, de credincioșia căruia depinde mântuirea sufletelor. Atenție! De credincioșia căruia depinde mântuirea sufletelor. Deci unii oameni pot să fie mântuiți prin lucrarea acestor slujitori, acestor străjerii. Și invers, cineva poate să fie pierdut din cauza necredincioșiei acestor străjerii. Așa spune aici. Ispravnicii tainelor lui Dumnezeu trebuie să vegheze pe zidurile Sionului. Și dacă văd sabia venind, trebuie să sune semnalul de alarmă. Dacă sunt santinele adormite și simțurile lor spirituale sunt atât de amorțite, încât nu văd și nu-și dau seama de primejdie și poporul piere, Dumnezeu va cere sângele lor din mâinile străjerilor. Deci, oricine a acceptat o poziție în biserică să fie un slujitor, indiferent ce, pastor, prezbiter, indiferent ce este, el este pus ca un străjer și de el depinde chiar mântuirea celor care sunt încredințați lui. Și dacă el nu este credincios, nu sună din trâmbiță, adică nu sună din alarmă, nu dă alarmă atunci când vede pericol sau poate nu vede chiar niciun pericol, poporul piere, în sens spiritual, bineînțeles, dar Dumnezeu va cere sângele lor din mâinile acestor străjeri. Citim următorul paragraf. Haideți să vedem care este datoria acestor străjeri. Ce trebuie să știe ei? Ce discernământ trebuie să aibă? Ce trebuie să observe? Pentru că am zis la început, în vechime, străjerii trebuia să observe pericol atunci când venea un trip vrăjmaș, un popor care vrea să cucerească cetatea, în același film, străjerii de astăzi, străjerii spirituali, trebuie să aibă un discernământ ca să observe. Și acum citim ce? Manuscript 20, 1-3. Dumnezeu să vă ajute să primiți cuvintele pe care le-am spus. Fie ca cei care stau ca străjerii ai lui Dumnezeu pe zidurile Sionului, să fie oameni care pot vedea pericolele în fața oamenilor. Oamenii care pot distinge între adevăr și eroare, dreptate și nedreptate. Deci, iată un străjer de astăzi, un slujitor, un om ales să fie un pazitor al fraților, ei trebuie să fie un om cu discernământ spiritual care poate să distinge între adevăr și eroare. Dacă cineva care pretinde că este străjer, care pretinde că este un slujitor, dar nu are acest discernământ spiritual să facă diferența între adevăr și eroare, ba chiar uneori eroarea îi se pare că este adevăr. Omul acesta nu este străjer credincios. Omul acesta nu are chemarea din partea Domnului ca să fie străjer, ci este pus de oamenii. Și oamenii care sunt încredințați sub grijă lui sunt în mare pericol să fie pierduți. Deci un străjer trebuie să fie un om cu discernământ spiritual care face diferența clară între adevăr și eroare, dreptate și nedreptate, neprihănire și păcat. Bineînțeles. Bun, mergem mai departe. Citim din scrisoare 1 din 1897. Așa cum am spus, avem multe de citit în seara aceasta. Orice experiență adevărată în domeniul învățăturilor religioase va purta amprenta lui Jehova. Toți, aici nu e vorba doar de străjeri, ci toți membrii ai bisericii, trebuie să înțeleagă nevoia de a înțelege adevărul pentru ei înșiși. Noi trebuie să înțelegem doctrinele care au fost cercetate cu atenție și rugăciune. Mi-a fost descoperit că în poporul nostru există o mare lipsă de cunoștință cu privire la apariția și progresul soliei îngerului al treilea. Este o mare nevoie să studiem cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei și să învățăm bine textele ca să știm ce este scris.
câteva lucruri importante aici. Noi trebuie să înțelegem doctrinele care au fost cercetate, adică cercetate de pionerii noștri, cu atenție și rugăciune. De asemenea, spune Sora White că există o mare lipsă, și asta 1897, 40 de ani după începutul adventismului. O mare lipsă de cunoștință cu privire la apariția și progresul soliei îngerului al treilea. Ce să spunem astăzi, în 2024? Cunoaștem noi istoria noastră? Cunoaștem noi cum a apărut și cum s-a dezvoltat solia, nu doar acestui înger, ci cele trei solii îngerești? Și ultima parte, deci după ce spune că trebuie să înțelegem doctrinele, acum spune că trebuie să studiem cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei. Și trebuie să învățăm bine ca să știm ce este scris acolo. Deci, în primul rând, avem doctrinele pe care trebuie să le înțelegem și, în doilea rând, trebuie să înțelegem, să știm ce este scris în Daniel și Apocalipsa, adică profețiile, doctrinele și profețiile. Și poate cineva se spune, dar ce legătură are, au doctrinele, ce importanță au doctrinele? Pentru că asta sunt la moda, am auzit de multe ori, frate, nu contează ce crezi, important e să ai o viață, să ajut pe săraci, să faci fapte bune, să fii bun cu toți, nu contează ce crezi. În sfârșit, Dumnezeu nu se uită la doctrine atât de mult. Unul vede într-un fel, altul vede într-un alt fel. El mai spune, trebuie să înțelegem doctrinele. De ce sunt importante doctrinele? De multe ori vorbim despre ploaia târzie. Și ne gândim că ploaia târzie este doar o putere, adică puterea Duhului Sfânt, care ne face să strigăm mai tare și să vestim, de exemplu, săbatul. Haideți să vedem ce spune Deuteronom, capitolul 32, 1 la 2. Deschideți urechea voi, cerurilor, și voi vorbi, și ascultă pământule cuvintele gurii mele. Doctrina mea, citesc din Fidela, cum spune învățătura, este același lucru, doctrina mea să picure ca ploaia, vorbirea mea să cadă ca roua. Deci, vorbirea mea să cadă ca roua, ca ploaia maruntă peste verdeața proaspătă și ca ploile, în noua traducere română, aversele peste iarbă. Acum, ce este roua? Ploaia maruntă. Este o ploaie slabă, nu? Începutul. Și după aceea spune că și ca ploile, adică aversele, peste iarba. Ce reprezintă iarba în Scriptură? Să nu căutăm acum în Biblie, reprezintă oamenii. Și spune aici că doctrina lui Dumnezeu trebuie să cadă ca ploaia, ca averse, peste iarba, peste oamenii. Deci este, de fapt, ploaia târzie. Ploaia târzie nu este doar o putere să vestim ceva ce nu știm, de fapt, nici nu știm ce vestim. Ploaia târzie, de fapt, este o prezentare clară a doctrinelor advente în fața poporului, cele trei soluri îngerești. Deci, atunci când vorbim despre ploaia târzie, trebuie să înțelegem că acestea sunt strâns legate de doctrină. Doctrinele adevărate, doctrinele corecte, nu erezii. Deci, în ploaia târzie se va vesti cu putere doctrina lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu. Citesc un paragraf din Tragedia Veacurilor. E foarte, foarte bun acest paragraf, 597, care răspunde foarte bine la cei care spun că nu contează ce credem. Adevărul și slava lui Dumnezeu sunt de nedespărțit. Este imposibil, atenție la cuvântul, imposibil cu Biblia la îndemână să-L cinstim pe Dumnezeu prin păreri eronate. Mulți susțin că nu contează ce crede cineva, numai viața lui să fie corectă. Dar viața este modelată de credință. Dacă adevărul și lumina sunt la îndemâna noastră
iar noi neglijăm să folosim prilejul de a-L asculta și a-L vedea. În realitate îl respingem. Alegem mai degrabă întunericul decât lumina. Am văzut mai devreme că doctrina este de fapt ploaia târzie. Și acum, dacă noi neglijăm să studiem, neglijăm să ne folosim de acest prilej când este la îndemână, de a asculta și de a vedea și de a primi, de fapt îl respingem. Respingând doctrina, noi de fapt respingem ploaia târzie. Este imposibil, dacă noi respingem doctrina lui Dumnezeu, este imposibil să primim ploaia târzie. Și toți frați adventiștii care nu vor să studieze și care evită și care luptă împotriva doctrinelor, pentru că am auzit foarte mulți astăzi, noi nu ne mântuim prin doctrine. Da, e adevărat că doctrina nu ne mântuiește. Dar nici fără doctrină nu suntem mântuiți. Deci dacă noi neglijăm și nu vrem să studiem și nu vrem să înțelegem doctrina lui Dumnezeu, nu primim ploaia târzie. Pentru că este imposibil cu Biblia la îndemână să-L cinstim pe Dumnezeu prin păreri eronate. Contează ceea ce credem, pentru că viața este modelată de credință. Este imposibil ca cineva să aibă viața corectă cu doctrina falsă. Vorbim despre doctrină atunci când este lumina, când omul este luminat. Pentru cei care nu au fost luminați, este altceva. Dar când lumina strălucește, avem lumină, avem Biblia, avem spiritul profetic și neglijăm studiul acestora, este imposibil să avem o viață corectă. Așa spune aici. Vreau să citesc mai departe. Este prima viziune a Sorei White. Cartea este Experiențe și viziuni, la pagina 15. Este important acest paragraf, pentru că vreau să înțelegem un lucru despre care vom vorbi mai, adică de acum înainte, în această prezentare. În timp ce mă rugam la altarul familial, Duhul Sfânt a venit asupra mea și părea că mă înalț din ce în ce mai sus, mult deasupra acestei lumii întunecate. M-am întors să mă uit după poporul advent în lume, dar nu i-am putut găsi. Când un glas mi-a spus, privește din nou și uite-te puțin mai sus. Apoi mi-am ridicat privirile și am văzut o cărare dreaptă și îngustă, care se înălța deasupra lumii. Poporul advent călătoria pe această cărare către cetatea care se afla la celălalt capăt al drumului. Ei au avut o lumină puternică, pusă la începutul cărării, în spatele lor, despre care un înger mi-a spus că este strigătul de la miezul nopții. Deci, Sora White vede poporul advent călătorind pe o cărare. La capătul cărării este Noul Ierusalim. Dar în spatele lor, la începutul cărării, este lumina puternică. Și această lumină este strigătul de la miezul nopții. Și haideți să vedem ce spune în continuare. Această lumină, adică strigătul de miezul nopții, strălucea pe toată cărarea și îi ajuta să vadă pe unde merg, ca să nu se poticnească. Dacă își țineau ochii fixați asupra lui Isus, care era exact în fața lor, călăzindu-i către cetate, erau în siguranță. Alții au tăgăduit cu nechipzuință lumina din spatele lor și au zis că nu Dumnezeu îi condusese până acolo. Lumina din spatele lor s-a stins, lăsându-le picioarele într-un întuneric desăvrășit, iar ei s-au poticnit și au pierdut din vedere ținta și pe Iisus, căzând de pe cărare în lumea rea și întunecată de dedesubt. Atenție acum! Privind la Hristos, suntem în siguranță. Mergem spre cetate. Dar cum putem privi spre Hristos? Trebuie să fie lumină, clar. Dacă este întuneric, nu putem să privim în fața noastră pe Hristos. De aceea avem nevoie de lumină care ne luminează cărarea. Dar această lumină este în spatele nostru, la începutul cărării.
Este strigătul de la miezul nopții. Dacă ajungem să ne îndoim de strigătul de la miezul nopții sau nu înțelegem ce este strigătul de la miezul nopții, nu cunoaștem progres, cum spune sora mai devreme, apariția și progresul lucrării noastre. Dacă ajungem să negăm sau nu înțelegem acest strigăt de la miezul nopții, de fapt noi pierdem lumina. Pierzând lumina, ajungem în întuneric. Și atunci, chiar dacă primim la față, nu-L vedem pe Hristos. Și bineînțeles, vom cădea de pe drum, de pe cărare. Deci, ceea ce ne duce de la început până la sfârșit este lumina strigătului de la miezul nopții. Fără această lumină, suntem pierduți. Deci, vedeți cât de importantă este lumina sau acest strigăt de la miezul nopții. Și eu aș vrea, dacă putem întreba pe frații în biserică, ce este strigătul de la miezul nopții? În ce an a fost dat? Pentru că e vorba de un strigăt. Când a fost dat? Despre ce este vorba? Ce conține? Eu vă spun că cei mai mulți adventiști habar nu au. Și dacă habar nu au, ba chiar unii îl neagă, înseamnă că frații aceștia nu merg pe cărare. Sunt în întuneric și probabil mulți au căzut deja de pe cărare. Noi suntem mântuiți doar dacă permitem ca această lumină să lumineze cărarea noastră. Fără lumina aceasta suntem pierduți. Mergem mai departe. Manuscript 20, 1903. Avertizarea a venit. Nimic nu trebuie lăsat să intre, adică să intre printre noi ca biserica în poporul nostru, care ar putea să distrugă temelia credinței pe care am construit de când a venit mesajul în 1842, 1843 și 1844. Aceasta este lumina despre care vorbim. Este temelia credinței. Nimic nu trebuie lăsat să intre care să distrugă această temelie, această lumină, strigătul de la miezul nopții. Nu trebuie să permitem. De aceea avem nevoie de străjerii care studiază, care înțeleg lumina respectivă, care vorbesc despre lumină, al strigătului de miezul nopții. Eu nu știu câte predici ați auzit despre strigătul de la miezul nopții, care este atât de importantă pentru mântuirea noastră. Eu am fost în acest mesaj și de atunci am stat în fața lumii, credincioasa luminii pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Noi nu ne propunem în a ne lua picioarele de pe platforma pe care au fost așezate picioarele noastre, în timp ce zi de zi noi l-am căutat pe Domnul cu rugăciune sinceră, căutând lumina. Credeți că eu aș putea renunța la lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Această lumină trebuie să fie precum stânca viacurilor. Și ea vorbește aici exact despre lumina strigătului de la miezul nopții. Lumina aceasta trebuie să fie precum stânca viacurilor. Noi nu ne propunem și nu trebuie să permitem să ne luăm picioarele de pe această platformă. Temelia credinței. 1842, 1843, 1844. Bun. Dacă vă amintiți mai devreme, sora White vorbea și despre doctrina, că noi trebuie să înțelegem doctrinile. De asemenea, ne-a sfătuit să studiem Daniel și Apocalipsa. Și acum haideți să vedem de ce profeția. Doctrina are loc în ploaia târzie. Haideți să vedem ce este cu profeția. Pentru că știu că sunt unii frați care se plictisesc atunci când vorbim despre profeții. Luca 24 cu 27. Domnul Hristos a fost pe pământ și a predicat, da? Haideți să vedem ce a prezentat el poporului. Și a început de la Moise și de la toți proroci și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. De ce explica Domnul Hristos norodului? Profețiile, da? Bine, a avut și alte învățături, multe parabole, multe învățături doctrine, să zicem așa.
Dar de asemenea, o parte din mesajul Domnului Hristos a fost profeția. El nu a venit să spună, eu sunt Mesia, credeți în mine. Și el deschidea Scriptura de la Moise și toți proroci și citea din Scriptura ca să arate că el este cel promis. Deci profeția a fost o parte importantă din lucrarea Domnului Hristos. După ce apostolul a primit ploua timpurie. Sunt multe versete în Biblie, dar aș vrea să citesc despre Pavel. Care a fost, să zicem așa, temelia credinței lui Pavel? Citesc în cartea Faptele Apostolilor, la pagina 124. Haideți să vedem ce predica Pavel. În felul lui Pavel, de prezentare a Evangheliei, el a căutat să lămurească profețiile cu privire la prima venire a lui Hristos. El a arătat în mod convingător că aceste profeții se împliniseră întocmai în Isus din Nazaret. Temelia credinței lui era cuvântul cel sigur al profeției. Deci temelia credinței lui Pavel era profeția. Și nu poți să construiești o casă fără temelie bună. De aceea Pavel a înțeles foarte, foarte bine profețiile, bineînțeles, care aveau legătura cu timpul lui, cu venirea lui Hristos. Și el deseori, atunci când predica Evanghelia, explica de fapt profețiile, arătând că în Scriptură, în Vechiul Testament, este scris despre Hristos. Următorul paragraf este slujitorul Evangheliei, 148. Dacă pentru Pavel temelia credinței lui era cuvântul cel sigur a profeției, pentru adventiștii, care este temelia credinței? Citim în slujitorul Evangheliei, 148. Slujitorii, și putem spune, am pus eu o paranteză, străjerii, ar trebui să prezinte cuvântul sigur al profeției ca fiind temelia credinței adventiștilor de ziua șaptea. Străjerii Domnului, adevărați străjerii, trebuie să prezinte în fața poporului cuvântul cel sigur al profeției. Pentru că acest cuvânt al profetic este temelia credinței adventiștilor de ziua șaptea. Vedeți cât de importantă este profeția? Asta înseamnă că, de fapt, la ploaia timpurie, apostolii au primit putere ca să explice nu doar doctrinele, dar și profețiile. Profețiile pentru prima venire a lui Hristos. La ploaia târzie, cei care vor primi ploaia târzie, vor primi putere nu doar să explice doctrinele, ci să explice corect și profețiile care au legătură cu a doua venire a lui Hristos. Și aici putem vorbi și despre 1944, judecata, pentru că noi în ploaia târzie intră și solia judecății, prima, a doua și treia solie îngerească. Știți că aceste solii se repetă. Deci noi trebuie să cunoaștem bine istoria apariției și dezvoltării mișcării advente. Strigătul de la mezul nopții, care era întemeiat, acest strigăt de la mezul nopții, pe profeție. Dacă nu avem profeția, nu avem temelia. Și dacă nu avem temelia, construcția pe care o construim se va prăbuși. Deci avem nevoie și de doctrine corecte, adevăr, dar avem nevoie și de profeția corectă. De aceea Satana astăzi vine cu doctrine false, dar și cu interpretări al profețiilor false. Pentru că știe că aici este temelia. Aici este ploaia târzie. Cu doctrine false și cu profeții, interpretării al profețiilor false, nu se poate da marea strigare. Și nu se poate primi ploaia târzie. Doar cei care înțeleg corect doctrina și cei care înțeleg corect profeția și cei care au viața, bineînțeles, schimbată, vor primi ploaia târzie. Sunt unii, repet, unii care cred că doar dacă ai fapte bune, faci niște fapte de binefacere, dai zecime, primești ploaia târzie. Nici o șansă. Ai nevoie de doctrina, ai nevoie de profeția, ai nevoie de o viață schimbată ca să primești ploaia târzie. Scrie în
2 Petru, 1 cu 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Că la o lumină, atenție, prorocia, profeția este lumină, care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cine este luceafărul de dimineață? Este Domnul Hristos. El trebuie să răsară în inimile noastre, trebuie să locuiască în inimile noastre. Dar ce ne ajută să ajungem la Hristos? Cuvântul prorociei, care trebuie să fie o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Lumea aceasta este întuneric, fără Hristos, bineînțeles. Avem nevoie de profeția care ne luminează cărarea și să ajungem ca luceafărul de dimineață, Domnul Hristos, să locuiască în inimile noastre. Nu degeaba Dumnezeu a dat o mare parte din Scriptură să fie profeție. Pentru că eu vă spun experiența. Am trecut prin momente când eram foarte descurajat. Chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Serios. Ca adventist mă refer, nu în lume. Ca adventist. Ceea ce m-a reținut în credință, să nu renunț la credință, a fost profeția. De aceea spune, este temelia credinței. Pentru că vine timpul când se pare că nimic, Dumnezeu nu răspunde, că se pare că, nu știu, satana reușește să ne distrugă, nu mai vedem nimic, nicio lumină, profeția ne poate ține mai departe pe drum. Strigătul de la miezul nopții. Citesc mai departe. Scrisoare 1, 1897. Lumina care mi-a fost dată a fost foarte clară ca mulți, atenție, mulți. Asta trebuie să ne punem pe gânduri. Mulți vor pleca din mijlocul nostru, ascultând de duhurile amăgitoare și de învățăturile. Scuze. De învățăturile demonilor. Domnul dorește ca fiecare suflet care declară a crede adevărul să aibă o cunoaștere rațională a ceea ce este adevărul. Fiecare suflet, nu doar pastorii, fiecare membru al bisericii trebuie să aibă o cunoaștere rațională a ceea ce este adevărul. Vor apărea profeți falși și vor înșela pe mulți. Tot ce poate fi zguduit, va fi zguduit. Prin urmare, oare nu se cuvine ca fiecare să înțeleagă motivele credinței noastre? Fiecare, toți adventiștii trebuie să înțeleagă motivele sau temeliile credinței noastre. Și aceste motive sau temelii sunt bazate pe profeție. De aceea spune, vor apărea profeți falși. Nu trebuie să aibă vise și viziuni. Oamenii care vin cu învățături sau cu interpretări al profețiilor, noi. De aceea noi trebuie bine să fim întemeiați în cuvântul profetic. Să cunoaștem, să înțelegem motivele credinței noastre. De ce credem ceea ce credem? De ce credem că 1144 a început judecata? Cum dovedim? Decât prin profeție. Nu există, nu putem dovedi că Isus a intrat în Sfânta Sfintelor în 1144, pentru că nimeni nu l-a văzut. Dar prin profeția, explicând profeția, înțelegând mai întâi noi profeția și după aceea explicând altora, noi putem dovedi 22 octombrie 1944. Și mai mult, de ce 22 octombrie? Pentru că dacă căutați în, doar puțin, dacă căutați pe Google, de exemplu, în 1944, ziua ispășirii în Israel a fost în septembrie, nu în octombrie. Pe 21, cred că era. Sau 23, 21, cred că era. De ce avem noi 22 octombrie? Dacă nu știm cum mai explicăm. Citeți mai departe. Manuscript 32, 1896. Satana lucrează pentru a submina credința celor din poporul lui Dumnezeu din timpul acesta. De ce face Satana? Lucrează.
El nu doarme. Zi și noapte lucrează. Ce face? Ce vrea să facă? Să submine credința celor din poporul lui Dumnezeu. Din tipul acesta. Există oamenii care sunt gata să prindă orice idee nouă. Profețiile din Daniel și Apocalipsa sunt interpretate greșit. Aceste persoane nu consideră că adevărul a fost stabilit la timpul potrivit. Atenție! Acest paragraf e foarte important. Deci, aceste persoane nu consideră sau nu cred că adevărul a fost stabilit la timpul potrivit de către oamenii pe care Dumnezeu i-a condus să facă lucrarea aceasta specială. Vorbește despre timp trecut. Adevărul deja a fost stabilit. Dar sunt unii care nu cred lucrul acesta și vin cu alte idei, cu alte explicații, cu alte interpretări. Oamenii aceștia au înaintat pas cu pas, tocmai ca împlinire a profeției. E vorba de pionierii noștri. Iar aceia care nu au avut experiența în lucrarea aceasta, atenție, aceia care nu a avut o experiență în lucrarea aceasta. Cine dintre noi, care suntem prezenți aici, am avut experiența în lucrarea aceasta? Niciunul. Pentru că noi nu am fost născuți atunci. Noi trăim 100 și ceva de ani după. Deci noi suntem cei care nu am avut o experiență în lucrarea 1942, 1943, 1944 și mai departe prin formarea adventismului. Nimeni dintre noi nu a fost în viața. Nu am avut această experiență. De aceea trebuie să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-i creadă pe cuvânt pe aceia care au fost conduși de Domnul în propovăduirea primei, a celei de-a doua și a treia solie îngerești. Adică dacă vrem să cunoaștem adevărul și în mod special profeția, luați cartele lui Ira Smith, Daniel și Apocalipsa. Nu căutați altă lumină. Nu ascultați pe cei care astăzi vin și spun, nu, Ira Smith a greșit, acolo el a fost un om cu ideile lui. Așa, aici așa spune. Noi care n-am avut experiență, care nu am trăit atunci, trebuie să credem pe cuvânt pe aceia care au fost conduși de Domnul. Și noi știm că Sora White scrie zeci de paragrafe despre cartea lui Ira Smith. Și spune că cartea aceasta trebuie să rămână până la închiderea Harului. Și sunt mulți care să spun cartea asta la gunoi. Dacă sunt primite și aplicate, soliile acestea își fac lucrarea de a pregăti un popor care va rezista în marea zi a lui Dumnezeu. Dacă vom cerceta scripturile pentru a confirma adevărul pe care Dumnezeu le-a dat slujitorilor săi, pentru lume. Vom fi găsiți propovăduind prima, a doua și a treia solie îngerească. Îmi pare rău că n-am subliniat ultima propoziție. Vreau să citesc încă o dată. Dacă vom cerceta scripturile, pentru ce? Să găsim lumină nouă? Să demonstrăm că sabatul nu mai este sabat, ci este sabatul lunar? Să dovedim că sabatul nu începe de la apus la apus, ci începe de dimineața până dimineața? Să dovedim că sabatul începe după apariția stelelor, cum spune Dezi Scalante? Să dovedim, nu știu, ca profețiile de timp, 1260, 1290, sunt în viitor? Să dovedim că, nu știu, a cincea trâmbiță a fost pandemia recentă, cum a predicat cineva? Nu știu, atenție ce spune aici. Dacă vom cerceta scripturile, nu pentru a găsi lumină nouă, ci pentru a confirma adevărul pe care Dumnezeu l-a dat slujitorilor săi, pionerilor noștri. Deci noi studiem Scriptura, cercetăm Scripturile pentru a confirma adevărul. Pentru, în primul rând, să înțelegem adevărul și a confirma ceea ce Dumnezeu a condus pe pionerii noștri să descopere. Vom fi găsiți, dacă facem lucrul acesta, vom fi găsiți propovăduind prima, a doua și a treia solie îngerească. Acum vreau să vă spun, cei care vin și spun că, nu știu, 1260 de ani sunt literali. 1290 de ani sunt de la legea dominicală până la închiderea Harului sau până la vederea specială. Acești oameni care vin cu lumină nouă, cu interpretare nouă, ei propovăduiesc prima, a doua și a treia solie îngerească? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Toți acești oameni care vin cu lumină nouă, cu interpretări a profeției, cei care vin cu trâmbițele, o să arăt mai târziu ce se crede astăzi despre trâmbițele, ei nu propovăduiesc cele trei solii îngerești.
Cu toate că vorbesc mult despre aceste solii, ei nu propovădesc de fapt, au altă solie. Este adevărat că încă mai sunt profeții care trebuie să se împlinească. E adevărat. Legea dominicală, chidrea harului, persecuția, stăpânirea lui Iacov, venirea lui Hristos, apariția satanei ca Hristos. Sunt multe profeții care mai trebuie să se împlinească. Dar o lucrare foarte greșită a fost făcută din nou și din nou. Atenție! A fost făcută în timpul pionerilor și va continua să fie făcută până astăzi de aceia care caută să găsească o lumină nouă în profeții. Și încep prin a se îndepărta de lumina pe care Dumnezeu a dat-o deja. Aici intră și Daniel 11. Daniel 11, așa cum a fost înțeles de pionerii noștri, în partea de nord este Turcia. Imperiul Otoman atunci, acum Turcia. Sunt unii care caută să găsească lumină nouă. Nu mai este Turcia, ci este Papa. Cum încep ei cu această nouă interpretare? Prin a se îndepărta de lumina pe care Dumnezeu a dat-o deja. Dăm la o parte pe Uriah Smith, pe Haskell, pe Loughborough, pe Jones, toți aceștia credeau că în partea de nord este Turcia. Toți. Wagner, de asemenea, le dăm la o parte, că n-au înțeles ei bine, și venim cu lumină nouă. Doar că lumina nouă este o eroare veche. Soliile din Apocalipsa 14 sunt soliile prin care lumea va fi testată. Ele sunt Evanghelia veșnică și trebuie să fie vestite pretutindeni. Însă, Domnul nu le încredințează unora care nu a avut experiența în lucrarea sa responsabilitatea de a face o nouă expunere a acelor profeții, a căror explicație le-a inspirat-o el însuși, slujitorul său prin Duhul Său Sfânt. Vedeți cum Sora White leagă cele trei solii îngerești cu profeția. Dacă nu înțelegi profeția corect, nu ai cum să predici cele trei solii îngerești. Imposibil! Pentru că cele trei solii îngerești sunt, de fapt, profeție. Și el nu a încredințat nimănui să vină cu o nouă expunere, cu o nouă explicație a acestor profeții. Ele au fost explicate de pionerii noștri. Tot ce trebuie să facem este să studiem, să înțelegem și să credem. Bun. Haideți să vă dau acum un exemplu. Pentru că vorbim despre străjerii. Sora White spune că vor veni profeți falși. Vor veni învățătorii noi. Oamenii care vor încerca să ne îndepărteze de la temelia pe care Dumnezeu a stabilit-o. Am amintit mai devreme strigătul de la miezul nopții. Cele trei solii îngerești. Dumnezeu trebuie astăzi să aibă străjerii care văd pericolul. Străjerii care vor da sună, care vor suna din trâmbiță și vor avertiza poporul că în mijlocul nostru vrăjmașul a reușit să intre cu aceste interpretări noi, în doctrina și în profeție. Mai devreme am citit un citat în care spune că acești străjerii trebuie să fie oamenii care au această capacitate, dar de la Dumnezeu, să facă distinție clară între adevăr și eroare. Oamenii care înțeleg bine profeția și atunci când văd o interpretare falsă a profeției, sună din trâmbiță. Haideți să vă dau un exemplu, doar un exemplu, ce se întâmplă astăzi în poporul Advent. Și am spus mai devreme, este vorba despre trâmbițele. Și în mod special trâmbița a șasea. Citesc în spiritul profetic, Cartea Tragedia Veacurilor, la pagina 334. Iată ce spune Sora White despre trâmbița a șasea. În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă, atenție, împlinire remarcabilă a profeției, a produs un interes larg răspândit. Cu 2 ani mai înainte, Josiah Leach, unul dintre pastorii conducătorii ai predicării cele de-a doua veniri,
a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa, capitolul 9, prezicând caderea Imperiului Otoman, specificând nu numai anul, ci chiar ziua în care aceasta avea să aibă loc. Și acum o să vă arăt și de ce este importantă această profeție. Eu sunt convins că foarte mulți adventiști habar nu au. Dacă întrebi ce s-a întâmplat în 1940, 11 august, o să spună nu știu. Dar aici sora White explică, deci Josiah Leach, studiind trâmbițele, și aici vorbim despre Apocalipsa 9, trâmbița 6-a, a specificat chiar anul și ziua când această trâmbiță trebuie să se împlinească. Conform acestei expuneri, care era pur și simplu o chestiune de calcul asupra perioadelor profetice. N-a făcut nimic Josiah Leach, doar a calculat acele perioade profetice din trâmbița 6. 391 de ani și 15 zile. Guvernul turc își va renunța la independență pe data de 11 august 1840. Predicția a fost publicată pe scară largă și mii de oameni au urmărit cursul evenimentelor cu interes dornic. Deci, vă imaginați, William Miller a început să predice. 1830, care exact an? 33, 34, 35, deci acești ani deja a predicat ceea ce a înțeles, dar nu, în timpul acela nu prea a avut mare succes. Oamenii nu prea au fost interesați de mesajul lui. Și acum vine Josiah Leach, cu 2 ani înainte de 1840, 1838, și pe baza acestor calcule al perioadelor profetice, din trâmbița 6-a, el publică, deci nu ține pentru sine, cum noi de obicei ținem, ci face public că pe data de 11 august 1840, guvernul turc își va pierde independența. Și lucrul acesta a stârnit un mare interes. Și oamenii urmăreau evenimentele cu interes dornic. Citeți mai departe. Chiar la data fixată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protecția puterilor aliate ale Europei, așezându-se în felul acesta sub controlul popoarelor creștine. Evenimentul a împlinit profeția cu exactitate. Asta e spiritul profetic. Și asta îți veți găsi frați care spun, nu, asta, Ellen White aici nu spune că este interpretare corectă, ci doar vrea să spună ce credeau mileriți, ce credea Josiah Leach. Dar nu e adevărat. Nu vrea să spună că trâmbița 6 are legătură cu turci. Sunt mulți pastori, mulți profesori adventiști care vă spun lucrul acesta. Ellen White spune, evenimentul, ce s-a întâmplat pe data de 11 august 1940, a împlinit profeția cu exactitate. Când s-a aflat, mulțimile s-au convins de corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de Miller și colaboratorii săi. Și un impuls minunat a fost dat mișcării advente. Bărbați de cultură cu poziție s-au unit cu Miller atât în predicarea cât și în publicarea vederilor sale. Astfel că de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu repeziciune. De ce a dat impuls sau putere mesajului milerit? Mesajul despre judecată, despre venirea lui Hristos. El a predicat, dar noi știm că judecata, ce 2300 serii de mieții. Ce a dat putere? Împlinirea profeției. A dat putere predicării mesajului milerit. Dacă nu era acest calcul al lui Josiah Leach, bineînțeles că Dumnezeu l-a condus, Miller nu mai avea succes. Dar Dumnezeu l-a inspirat, l-a mișcat pe Josiah Leach, a făcut un calcul, lucrul acesta s-a împlinit, oamenii au înțeles că aceste calcule pe care le-a făcut Miller, ca zi în profeție este un an, este corect, și atunci o mare mulțime de oameni s-au alăturat acestei mișcări și cum să zic, a fost dată mare strigare atunci, de fapt. Asta face parte din ceea ce sora mai spune despre strigătul de la miezul nopții.
pe care trebuie să înțelegem, pentru că este lumina care luminează cărarea adventiștilor până la cetate, până la Noul Ierusalim. Adică lumina care, dacă o pierdem, îl pierdem pe Hristos din vedere. Bun, citesc un alt citat despre această profeție, despre acest calcul al lui Leach. De data aceasta citesc de la cartea lui Loughborough, Marea Mișcare Adventă. Este tradusă în limba română, nu știu de mulți ani, nu știu dacă se mai poate găsi, dar e foarte, foarte bună carte. Sunt paginile 130-133. A fost publicată în anul 1905. Iată ce spune Loughborough, cum explică el momentul acesta. În 1838, dr. Josiah Leach, din Philadelphia, care îmbrățișase adevărul prezentat de William Miller, s-a unit în lucrarea de a da mai mare amploare mesajului. El a pregătit articole pentru tiparirea publică pe tema celor 7 trâmbițe ale Apocalipsei. Vedeți cât de importante sunt trâmbițele? Fără aceste studii lui Leach al trâmbițelor, Miller nu avea succes. A declarat cu hotărâre că a șasea trâmbiță va înceta să mai sune și puterea otomană va cădea pe data de 11 august 1840 și că aceasta va demonstra lumii că o zi în profeția simbolică reprezintă un an literal. Unii dintre frați, chiar și cei care erau de acord cu el în această privință, deci oamenii care credeau că acest calcul este corect, au tremurat de teamă pentru rezultatul dacă nu se va întâmpla. Ce facem dacă nu se întâmplă? Așa cum a spus el. Totuși, lucrul acesta nu l-a descurajat, ci a făcut tot ce a stat în putere pentru a-și prezenta public opinia sa cu privire la problema turcă sau turcilor. Bun. Acum sar peste câteva rânduri pentru că spune cum s-a împlinit această profeție. Și iată ce spune în continuare. Această împlinire uimitoare a profeției a avut un efect extraordinar asupra mulțimii. Ea a mărit interesul oamenilor de a auzi despre profețiile împlinite și a celor în curs de împlinire. Dr. Leach a spus că în câteva luni, după 11 august 1840, a primit scrisori de la mai mult de 1000 de atei proeminenți, unii dintre ei liderii al cluburilor ateiste, în care declarau că au renunțat să mai lupte împotriva Bibliei și că au acceptat-o ca fiind revelația lui Dumnezeu pentru oameni. Vedeți ce face profeția? Atunci când noi spunem că ceva se va întâmpla în viitor și lucrul acesta are loc, vedeți cât de mult crește interesul oamenilor? Ateii aici, mai mult de 1000 de atei a renunțat la ateismul. Pentru a ilustra modul în care chiar la sfârșitul celei de-a șasea trâmbițe, mesajul Advent a început să se audă cu voce tare, adică mare strigare, voi nota un caz care mi-a fost relatat de către unul dintre participanții la acest mesaj. În anul 1940, E. C. Williams, un mare producător de corturi și nave din Rochester, New York, a acceptat mesajul și a invitat pe Miller și Himes să vină la Rochester și să vorbească miilor din acel oraș. Ei, adică Miller și Himes, au răspuns că nu dispun de suma necesară pentru a închiria o sală suficient de mare pentru a-i primi pe oameni. El a răspuns, acest Williams, am un cort circular cu diametrul de 120 de picioare. Îl voi întinde, îl voi monta și voi avea grijă de el. Gratuit. Veniți și proclamați mesajul. Au venit, mi-a spus el, și cortul n-a ajuns nici pentru jumătate din cei ce au venit să audă. Așa că am îmbinat, povestește acest Williams, am îmbinat un alt cort de 40 de picioare, obținând astfel un cort de 160 ori 120 de picioare. Acest cort a fost zilnic plin de oameni și sute de se înghesuiau afară, toți dornici să audă cuvântul. Acum,
În loc ca Miller să predice mesajul aproape singur, până în 1940, așa cum făcea înainte de 1940, aproape 300 i s-au alăturat pentru a proclama în mod public încheierea perioadei de 2300 de zile și în proclamarea strigătului: Nu va mai fi timp! Și a sosit ceasul judecății lui. Astfel vedem cum, atunci când a sosit vremea Domnului ca mesajul să se întindă în întreaga lume, cuvântul lui s-a împlinit, iar milioane de oameni au fost mișcați de dorința de a auzi chemarea. Deci vedem cum profeția, un calcul, o interpretare corectă a profeției a dat mare strigare a mesajului milerit. Este posibil ca astăzi marea strigare să fie dată de asemenea prin un calcul corect sau prin o interpretare corectă a unei profeții. Și dacă în 1940, în timpul acela, a avut legătura cu Turcia, este posibil și astăzi ca o interpretare a unei profeții despre Turcia să dea putere mesajului celor de la treilea înger și să dea marea strigare? Interesul să fie trezit. Este posibil că Daniel 11, când în patul de nord va intra în Ierusalim, își va întinde cortul patului său, să fie un semn și oamenii care ne-au auzit predicând acest mesaj să înțeleagă că adventiștii au dreptate. Acum putem înțelege de ce Satana luptă cu toată puterea să vină cu alte interpretări. Pentru că el știe ce s-a întâmplat în 1940 și nu vrea lucrul acesta să se repete în timpul nostru. Profeția este temelia credinței sau soliei adventiștilor de ziua șaptea. Dacă ne abatem de interpretarea corectă a profețiilor, pierdem totul. Pierdem cele trei sfide îngerești. Și de aceea eu cred că rătăcim în pustia aceasta. William Prescott, în 1903, la sesiunea Conferinței Generale, în buletinul Conferinței Generale, la pagina 4, spune următorul: 11 august 1840 și a 10-a zi a lunii a 7-a, sau a 22-a zi a lunii octombrie 1844, sunt repere ale istoriei adventiste. Deci, 22 octombrie 1844. Cunoaștem foarte bine această dată, cu toți. Dar el spune și 11 august 1840. Împreună aceste două date sunt repere al istoriei adventiste. Adică sunt ceva foarte important pe care nu trebuie să-l pierdem. Mai ales că spiritul profetic în cartea Tragedia Veacurilor confirmă că Josiah Litch a avut un calcul corect. Și haideți să vedem acum, vreau să vă arăt ce se întâmplă astăzi în adventism. Mai întâi, avem aici Josiah Litch. În 1842. Iată ce scrie el despre cele șapte trâmbițe. Eu am vorbit odată despre lucrul acesta, dar vreau acum pe scurt doar să vedeți ce se întâmplă în adventism de astăzi. Vizigoți, prima trâmbiță, cu Alaric, vandalii cu Genseric, hunii cu Atila, herulii cu Odoacru, a cincea arabii și otomanii, a șasea trâmbiță, otomanii, 1840 se încheie. Și a șaptea vestire adventului. Uriah Smith, în 1865, avem același interpretare. Doar a șaptea trâmbiță, normal că a venit lumina mai clară, este 1844. Astăzi sunt adventiștii care spun că a șaptea trâmbiță încă nu sună. Încă este în viitor. Citiți în cărțile adventiste, în pionierilor, a șaptea trâmbiță a început să sună în 1844. Și sună până la a doua venire. Și vedeți, a șasea trâmbiță sunt otomanii 1449-1840. Aceasta este credința, aceasta este lumina celor șapte trâmbițe. Ce se crede astăzi și ce se publică astăzi în adventism? Ultimul comentariu biblic adventist de la Andrews, publicat în 2020. Editorul sau scriitorul principal, probabil, nu știu, cred că au fost și alți scriitori, dar el este oficial cel care a publicat acest comentariu. Angel M. Rodriguez.
Prima trâmbiță. Distrugerea Ierusalimului. Lumină nouă. Doua trâmbiță. Căderea Romei păgâne. A treia trâmbiță. Atenție! Apostazia Bisericii Creștine. N-are nimic cu triburile păgâne care au... Ele pune pe toți aceste triburi, cele patru trâmbițe, așa cum au fost înțelese de Leach și Smith și alți pionieri, le pune pe toate în trâmbița a doua. Și vine cu alte interpretări. A patra trâmbiță, apostazia protestantismului. A cincea trâmbiță, lucrarea demonilor de a înșela. Asta e spiritism. Sau mai bine spus, spiritualism. Nu mai este... Deci profeția, trâmbițele, nu mai au un eveniment istoric. Cum spunea William Miller, fiecare profeție are o împlinire într-un eveniment istoric. Nu mai este nimic istoric. A cincea trâmbiță, lucrarea demonilor de a înșela. Păi ei lucrează de la căderea în păcat până astăzi, asta e lucrarea lor. Ce legătură are cu trâmbița a cincea? A șasea trâmbiță, strângerea pentru Armagedon. Adică este în viitor? Ce spune spiritul profetic în tragedia veacurilor? Crede Rodriguez în spiritul profetic? Este un străjer credincios? Sau este unul pentru care străjerii adevărați trebuie să sune, spune, uitați-vă în acest comentariu biblic. Este vrăjmașul care vine să înșele. Cine este străjerul adevărat? Se ridice vocea și spune că în acest comentariu biblic sunt erezii. Sunt foarte puțini care vor face lucrul acesta. Și trâmbița a șaptea este finalul. Adică sfârșitul, venirea lui Hristos. Bun, vreau să arăt încă ceva. Am ales pe Stephen Bohr pentru că este văzut ca un conservator. Este văzut cu un om foarte credincios. Nu zic că nu este, eu nu cunosc inima lui și pot să spun că are multe lucruri bune și a fost anul acesta în România, la o tabără, tabăra Carmel, pentru cei care știu. El a fost invitat. Iată ce spune el despre cele șapte trâmbițe. Căderea Ierusalimului, prima trâmbiță. Deci contrar cu ceea ce spune Smith, contrar cu ceea ce spune Leach. Doi, căderea Romei păgâne. Ceva asemănător cu ceea ce spune Rodriguez. Trei, apostazia Bisericii Creștine. A patra trâmbiță, atenție, Evul Mediu, papalitatea. N-are nimic cu Odoacru. Este papalitatea. A cincea trâmbiță. N-are nimic cu otomanii. Este Revoluția franceză. A șasea trâmbiță. Atenție! Începe în 1844. Și durează până la închiderea Harului. Adică el spune că noi trăim astăzi sub trâmbița a șasea. Uriah Smith spune că noi trăim sub trâmbița a șaptea. Trâmbița a șasea s-a încheiat în 1840, data de 11 august, confirmat de Spiritul Profetic. Ce sunet dă Stephen Bohr? Pentru că este văzut ca un străjer credincios. Dă un sunet clar? Sau sunetul lui este amestecat cu eroare? Și a șaptea trâmbiță este închiderea Harului, plăgile și a doilea advent. Vedeți cum, vreau să dau acest exemplu, doar un singur exemplu, cum profețiile sunt reinterpretate și lumina care a fost dată, despre care sora White spune, studiați scripturile ca să dovediți lumina care a fost dată. Nu să căutați lumină nouă în ceea ce privește profețiile care au avut loc. Dumnezeu a inspirat pe Leach, pe Smith și pe alți pionieri ca să explice trâmbițele. Nu veniți cu lumină nouă, pentru că nu e lumină nouă, este întuneric. Și de aceea e nevoie de străjerii pe zidurile adventismului. Să vadă că Stephen Bohr, cel puțin în acest capitol, în această interpretare, este total greșit. Și v-am spus mai devreme, nu există ploaie târzie fără doctrina corectă, și nu există ploaie târzie fără interpretarea a profețiilor corectă. Este imposibil să primim ploaie târzie dacă avem interpretări greșite. Atunci când lumina strălucește. Și lumina strălucește de peste 100 de ani.
Strigătul de mersul nopții are legătura și cu calculul pe care l-a făcut Leach. Negând calculul acesta al lui Leach, noi de fapt pierdem strigătul de mersul nopții. Singura lumină care ne conduce de la început până la capăt, până la împărăția lui Dumnezeu. Vă amintiți mai devreme ce am spus? Am citit de fapt în scriptul profetic. Unii au început să se îndoiască în această lumină, strigătul de mersul nopții. Și au pierdut lumina, au ajuns în întuneric, nu mai vedeau pe Hristos și au căzut de pe cărare. Aceste interpretări în noi sunt cu scopul, fără să știe, eu sunt convins că Bor nu e conștient de lucrul acesta, satana lucrează ca să pierdem lumina strigătului de mersul nopții și să ajungem în întuneric și să nu primim ploaia târzie. Citesc un alt citat, ne apropiem de sfârșit. Manuscrit 125, 1907. Citesc acum câteva paragrafe din acest manuscrit. E foarte interesant și foarte important pentru seara aceasta. Deci, primul paragraf. O împotrivire continuă de lungă durată față de adevăr va împietri cea mai ușor de impresionat inimă. Deci, oamenii la început încep să se opun adevărului. Dar dacă ne împotrivim continuu, încet, încet, această împotrivire va împietri chiar și cea mai ușor de impresionat inimă. Cei care resping Duhul adevărului se pun sub controlul unui Duh care se opune cuvântului și lucrării lui Dumnezeu. Pentru o vreme, atenție acum, pentru o vreme, ei pot continua să predice să predea unele faze ale adevărului. Deci unii se opun adevărului, uite, resping trâmbițele. Spun că Uriah Smith, Joseph Leach au greșit. Nu e corectă această interpretare. Ei, în mod continuu, resping această lumină. Pentru o vreme, ei pot să continue să predice unele faze ale adevărului. Sanctuarul, de exemplu. Dar refuzul lor de a accepta toată lumina trimisă de Dumnezeu îi va plasa, după o vreme, acolo unde vor face lucrarea unui străjer fals. Deci oamenii aceștia care astăzi poate predică sabatul, vorbesc despre sanctuar, vorbesc despre, nu știu, legea dominicală, dar se opun luminii în ceea ce privește trâmbițele. Sau Daniel 11. Refuzul acesta, îndelungat, continuu, va plasa pe acești oameni, după o vreme, acolo unde vor face lucrarea unui străjer fals. Ei cred că sunt în siguranță și foarte multă lume le adoră pe acești predicatori. Dar ei nu înțeleg că acești predicatori se opun luminii și dacă nu se pocăiesc și dacă nu se întorc la lumina care a fost dată în timpul pionerilor, care a fost explicată de pionerii, acești oameni vor ajunge să fie niște străjeri falsi. Următorul paragraf este același manuscris. Interesele cauzei adevărului prezent necesită ca aceia care mărturisesc că sunt de partea Domnului să își exercite toate puterile pentru a apara mesajul Advent, cel mai important mesaj care va veni vreodată în lume. Dumnezeu ne cere să ne dedicăm timpul și puterea pentru a predica oamenilor mesajele care au mișcat bărbați și femeile când? În 1943 și 1844. Dumnezeu cheamă străjerii să își exercite toate puterile pentru a apara mesajul Advent. Și unii spun, da, de ce tu vorbești despre trâmbițele? Păi ce contează? Este așa sau este altfel? Suntem în a șasea sau în a șaptea, ce contează? Nu, străjerii adevărați văd pericol. Străjerul credincios vede un pericol și el nu poate să nu trâmbițe. Nu poate să nu strigă. Pentru că, ce am citit mai devreme, dacă nu strigăm și oamenii vor pieri, sângele lor va fi pe mâinile noastre. Nu doar așa puțin să strigăm, spune să exercite toate puterile pentru a apăra mesajul Advent. Asta este strategia adevărat.
Trajetul adevărat nu vine cu lumină nouă, nu vine cu interpretări noi, nu vine cu, nu știu, niște mesaje senzaționale ca să oamenii să fie atrași, pentru că mulți oamenii vor ceva senzațional, ceva nou. Nu vor ceva învechit. Ei, toată lumea știe despre acest. Noi vrem ceva nou. Nu, nu. Adevăratul străjer apara lupta pentru mesajul advent. Cel mai important mesaj care va veni vreodată în lume. Și ne spune aici care este foarte interesant, este, sunt anii pe care le amintește. Dumnezeu ne cere să ne dedicăm timpul, avem timp, și puterea, avem putere, pentru a predica oamenilor mesajele care au mișcat bărbați și femeile în 1743, 1744. Este strigă de miezul nopții, fraților. Asta este strigă de miezul nopții. Asta e lumina care ne duce până la citate. Asta e lumina fără care nu ajungem la mântuire. Dacă nu înțelegem aceste mesaje din 1843 și 1844. Citesc mai departe. Așa cum a spus, același manuscris. Este scris în 1907, atenție. Știu din lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu că ar trebui să existe o trezire, sau spunem o retrezire, a mesajelor care au fost date în trecut. Pentru că oamenii vor căuta să aducă teorii noi. Uite cât de clar este Dumnezeu. Ce am citit mai devreme despre trâmbițe sunt teorii noi. Dumnezeu cere, Dumnezeu caută oamenii care să facă ca aceste mesaje din 1942, 3, 4 și după aceea, bineînțeles, formarea adventismului, să fie predicate din nou. Pentru că multe teorii noi au intrat în mijlocul nostru. Oamenii vor căuta să aducă teorii noi și vor încerca să dovedească faptul că aceste teorii sunt biblice. Ei folosesc Biblia. Cu Biblia vin cu erezii, de fapt. În timp ce ele sunt erori, care dacă li se permite să-și facă loc, vor submina credința în adevăr. Și Andrews, deci este cea mai mare instituție care are, atenție, deci își are numele după Andrews. John Andrews, care credea în cele șapte trâmbițe, așa cum credea Uriah Smith. Și astăzi Andrews, școala care își are numele după acest om credincios, vine cu alte teorii. Publică un comentariu biblic în care spune, nu, Andrews a fost greșit și el, un eretic. Noi știm mai bine, noi am primit, avem doctori de teologie care au înțeles mai bine din Biblie mesajul trâmbițelor. Dacă li se permite să își facă loc, din păcate li s-a permis. În mare parte le s-a permis. Vor submina credința în adevăr. De aceea, adventismul astăzi este în situația în care este, în starea în care este. Pentru că străjerii au adormit. Și vrăjmașul, prin oamenii săi, a introdus teorii noi, interpretări al profețiilor, doctrine noi și adventismul a ajuns în această stare în care este astăzi. De aceea Dumnezeu astăzi cheamă străjerii. Străjerii cei vechi au dormit. Mă refer la pastorii de astăzi din biserică. Cea mai mare parte din biserică, Comitetul General al Uniunii, dorm. Ba chiar ei vin cu acest străjerii care trebuia să păzească turma. De fapt, ei vin cu teoriile noi. Ei vin cu aceste lumini noi. De aceea Dumnezeu astăzi cheamă străjerii care vor studia, care vor înțelege mesajul și care vor, cum se zice, vor trezi o nouă trezire a acestor mesaje. Vor predica din nou aceste mesaje. Noi nu trebuie să acceptăm aceste presupuneri și să le promovăm drept adevăr. Nu, nu. Noi nu trebuie să ne mișcăm, noi nu trebuie să ne mișcăm de pe platforma adevărului pe care am fost așezați. Noi am fost așezați pe o platformă de neclintit. Noi nu trebuie să ne mișcăm de acolo. A venit cu alte interpretări. Repet iarăși cu trâmbițele, pentru că asta am dat ca exemplu. Aseamnă că am coborât de pe platformă. Și singura noastră siguranță este să ne întoarcem acolo, la platformă, pe platformă, altfel suntem pierduți.
Aici intră și Daniel 11. Intră și legea duminicală. Deci, un profesor de la Andrews, mi se pare, este, care zicea că nu. Asta cu legea duminicală, ce spune ele White în Mare Luptă, a fost potrivit pentru timpul acela. Era posibil. Dar astăzi nu. Astăzi trebuie să căutăm alte explicații. Unii spun că musulmanii pot să fie. Alții vin cu, știți, pandemia, vaccinul, alții vin cu alte interpretări. Nu, nu. Noi nu trebuie să ne permișc, să ne mișcăm de pe platforma adevărului pe care am fost așezați. Dar ca să rămânem pe platforma, trebuie să o înțelegem, nu? Trebuie să înțelegem ce este această platformă. Și platforma aceasta a fost pusă, de fapt, în timpul strigătului de la miezul nopții. Bineînțeles, a fost mai târziu, prin lucrarea Spiritului Profetic, a fost perfecționată, să zicem așa. Următorul paragraf. Întotdeauna vor exista aceia care caută ceva nou și care întind și forțează cuvântul Dumnezeu pentru a-l face să le susțină ideile și teoriile. Deci nu ne mirăm că astăzi există tot felul de oameni care vin cu ceva nou. Pentru că asta este ceva, e o inclinație, să nu spun naturală, păcătoasă a omului, să caute ceva nou. Și bineînțeles, ei de fapt vin cu cuvântul Dumnezeu, forțează cuvântul Dumnezeu pentru a-l face acest cuvânt să le susțină ideile și teoriile. Fraților, să luăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și pe care Duhul Său ne-a învățat că sunt adevăr și să le credem, lăsând la o parte acele teorii pe care Duhul Său nu le-a aprobat. Iarăși avem chemare din partea Domnului să luăm acele lucruri care ne-au fost date, trecut, timp trecut, și pe care Duhul Său ne-a învățat că sunt adevăr. Trâmbița a șasea, tragedia veacurilor, confirmare clară din partea Duhului Sfânt că este adevăr, calculul acela făcut de Josiah Litch. Și nu ne mișcăm de acolo. Trâmbița a șasea s-a încheiat pe data de 11 august 1840. Oricine vine, poate să fie președintele Conferinței Generale și să spună, nu, nu, este altă interpretare, este timpul nostru. Noi nu trebuie să primim acest cuvânt. Pentru noi trebuie să fie clar. Aici stăm și nu ne mișcăm. Și bineînțeles să fim stragieri buni și credincioși și să spunem altora, să explicăm altora despre acest adevăr. Bun, aceasta a fost ultimul citat pentru seara aceasta. Vom închide cu un verset foarte cunoscut, de fapt două versete. Se găsesc în cartea lui Ieremia, capitolul 6, versetele 16 și 17. Așa vorbește Domnul: stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihna pentru sufletele voastre. Iată ce ne spune Domnul astăzi nouă. El spunea Israelului în timpul trecut, dar ne spune astăzi și nouă. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați și căutați cărările cele vechi. Apariția adventismului, mișcarea adventă, lucrarea pionerilor. Acestea sunt pentru noi cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Aceste cărări vechi sunt, de fapt, calea cea bună. Cărările cele noi sunt calea cea rea, să zicem așa, nu? Care duce spre perizare. Și după ce le găsim, umblați pe această cărare. Și dacă umblăm pe această cărare, vom găsi odihna pentru sufletele noastre. Dar ei, vorbim despre Israel din vechime, și pot să spun că exact se împlinește aceste cuvinte și cu Israelul din timpul nostru, adică cu mișcarea adventă. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Noi avem noi învățătorii care ne vin cu alte interpretări, cu alte explicații și nu ne plac aceste explicații. Noi vrem să rămânem la lumină nouă. Nu vrem cărările cele vechi, sunt prea îmbătrânite. Vrem cărări, autostrăzi noi, nu? Am pus niște străjerii peste voi. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței.
adică străjerii credincioși, Dumnezeu a pus atunci, Dumnezeu are și astăzi. Dumnezeu are străjeri credincioși care sună din trâmbiță. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte. Nu vrem să ascultăm pe de acești străjeri. Noi nu vrem să ne întoarcem la cărările cele vechi. Noi nu vrem solia pionerilor. Sunt două versete triste care ne arată de fapt ce se va întâmpla cu majoritatea adventiștilor. Pentru că este scris, marea majoritate a adventiștilor vor fi pierduți. Doar o mică rămășiță. O mână de oameni, spune într-un moment Ellen White. O mână de oameni, de adventiști mă refer, vor fi mântuiți. Și cine va fi mântuit? Cei care caută și găsesc cărările cele vechi. Și cei care umblă pe aceste cărări. Și cei care lasă pe Hristos să lucreze în mintea lor. Și în inima lor. Și acești oameni găsesc o odihnă pentru sufletele lor. Cei care resping și refuză să se întoarcă pe vechile cărări. Ei sunt pierduți. Chiar dacă în momentul acesta unii dintre ei mai prezintă, mai învață anumite faze ale adevărului. Faptul că resping unele dintre aceste adevăruri, pentru că sora mai spune, tot adevărul avem nevoie, a respinge doar o fază, o mică parte din adevăr, înseamnă că dacă mergem mai departe, cu timpul vom respinge și alte adevăruri. Și așa cum scria mai devreme, am citit un citat, vor fi acești oameni găsiți ca niște străjeri falși. De aceea, rugăciunea mea este că toți care suntem prezenți în seara aceasta să găsim aceste cărări cele vechi, să umblăm pe ele și să fim niște străjeri credincioși, avertizând pe ceilalți. Pentru că vedem că frații noștri merg spre piezare. Un străjer care îl iubește pe frați. Nu va tăcea, doar de dragul păcii. El va striga, chiar dacă va fi o împotrivire, chiar dacă poate va fi persecutat. Și știm că vor fi persecutați, pentru că cei mai mari persecutori vor fi frații noștri. Dar străjerul adevărat va trâmbița cu voce tare, cu mare strigare, de fapt. Da, Dumnezeu să ne binecuvânteze și, așa cum am spus, să fim găsiți la sfârșit ca niște străjeri credincioși căruia Domnul Hristos le va spune veniți și intrați în odihna mea, în împărăția mea. Amin. Cine dorește să încheie cu rugăciune? Îți mulțumim, Tată din ceruri, în numele Mântuitorului nostru, pentru începutul sabatului și pentru această solie dată la începutul ei. Să-ți mulțumim, Tată, că ne-ai așezat picioarele noastre pe o platformă solidă, pe un așa scris, și te rog, Tată, să ne folosești, să fim unelte vii în mâinile tale, ca să putem duce cuvântul tău așa cum tu cum tu ni l-ai lăsat adevărat și nealterat. Binecuvintează fiecare suflet care se încrede în această solie, în cuvântul tău, așa cum ni l-ai lăsat, și să ne putem bucura în tine, pentru că tu ne-ai promis că prin puterea Duhului tău cel Sfânt ne vei putea schimba și să putem face lucrarea la care tu ne-ai chemat. Îți mulțumim și te lăudăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Amin.